Chiciu Dumitru Alexandru Alberto. Am Dumitru Făgăduința Ionis, Dumitru Beniamin Zabulon, Dumitru Beniamin Levi, Dumitru Simion Renardo, Ducilă Salomea Rebecca. Și nu este tot, faceți cunoștință cu orchestra. Femeia trăiește în județul Mehedinți, la Dudașul Cernețiului. Așa a fost numită de când a văzut lumina zilei și așa este recunoscută în comunitate de către prieteni și familie. Mama sa i-a dat numele și îl poartă cu mândrie. Orchestra. Orchestra? Da. De unde numele ăsta? Mi l-a pus mama. În buletin? Așa vă numiți? Nu. Așa vă strigă? Da. Și cum strigă lumea la dumneavoastră? Orchestra? Orchestra, da. Pe lista celor mai trăznite prenume pe care le poate purta cineva s-ar regăsi cu siguranță și Făgăduința, Iubirea, Speranța, Decizia sau Salomea. Dintre cei 17 nepoți pe care îi crește această femeie, s-a atașat spre exemplu de Iubirea, care i-are ca frați pe Samsung și Făgăduința. Iubirea! Iubirea care mănâncă morcov. Așa, frate, iubirea. Iubirea. Îl cheamă așa. Iosif, Beniamin, Levi, Estera, Simeon, Francisca, Priscila, Salomea, Emanuela, Luis, Alexandru, Finias, Făgăduința, Asmina, Samuel, Emanuel și Radica. De unde toate aceste nume? Numele care le avem altele, Beniamin și Iosif, Estera, astea sunt din Biblie. Și lanță mă auzi și nu în filme, cum să spun. Numele celelalte, care e Renardo. La Dudașul Cernețiului trăiesc și vedete de film, personaje biblice, artiștii sau personaje din Shakespeare. Nu sunt cele reale, dar numele celebre au constituit o sursă de inspirație pentru părinți. Pe cel mare îl cheamă Romeo, al doilea cheamă Veneto, al treilea Chanterland. Cum v-au venit numele astea? De unde v-ați inspirat? Am citit din cărți, din romane. Am văzut și filme multe, normal din filme. Mai putem enumera Elvis, Gerald, Ingrid, pentru fetițe Rihanna. La evidența populației s-au înregistrat în ultimul timp nume precum Boss, Cleopatra, Shakira, Maximus sau Samira. Cu toate acestea, tendința spre nume excentrice este în scădere. Acest lucru poate și din cauză că inspectorul de stare civilă se poate opune înregistrării atunci când consideră că numele este ieșit din comun.